emisiune oferită de Ircon. Bună ziua și bun regăsit pe calea succesului! Am pornit în această direcție în urmă cu aproape 2 luni, inspirați de izbânda unui medic eșan și a unui colectiv de cercetători care au reușit să ridice de la zero o fabrică de medicamente în care se produce exclusiv rezultatul minții și creativității lor. Este vorba de profesorul Cristache Zanoschi, doctorul care și-a folosit anii de practică medicală în domeniul ginecologiei, a pus creativitatea și dorința de perfecționare a profesorului universitar și a adăugat voința și perseverența moștenite din familie și astfel a deschis calea succesului. Succesul personal al profesorului Zanoschi este dublat de succesul colectiv și mai ales este evident prin succesul pe care îl au produsele realizate. Vă invit în continuare să urmăriți interviul acordat de conferențiar dr. Cristache Zanoschi, prin care încercăm să aflăm rețeta reușitei. Domnule profesor, pentru început, vă invit să ne prezentați istoricul unui produs realizat de dumneavoastră cu rol cicatrizant, și anume Dermatrofin. Nu chiar istoric, că povestea acestui produs Dermatrofin. Este un produs cu care se îngrijeau bătrânii noștri cu diferite afecțiuni și e un produs realizat empiric, însă de mare eficiență. Acest produs Dermatrofin este eficient, este util pentru tot felul de plăci. Plăci produse de arsuri sau prin arsuri, prin traumatisme mecanice, chimice, arsuri electrice, arsuri actinice, adică acele arsuri cauzate de radioterapie. De asemenea, este eficient pentru escarele de decubitus la bătrânii care nu se pot mișca sau la bolnavi după accidente vasculare cerebrale. Decubitus, adică bolnavii care stau întinși pe pat cu fața în sus. De asemenea, după intervenții chirurgicale majore la membrele inferioare. De asemenea, bolnavi care nu se pot mișca. Este și foarte eficient pentru iritațiile de scutec la nou născut. Este aproape imbatabil față de toate celelalte produse. Deci crește viteza de epitelizare sau cicatrizare a produselor postoperatorii. Prin urmare, este un produs excelent cu calități cicatrizante și este foarte util într-o serie de situații și în activitățile casnice pentru accidentele minore, cum ar fi plăci, arsuri, ulcerații. Și de aceea cred că e bine să se găsească aproape în orice ce gospodărie. Spuneți că ne povestiți cum a fost realizat acest produs. Da. Noi am fost acasă la părinți mai mulți frați și surori. Fratele meu mai mare, Ion, după ce a terminat facultatea de agronomie, a fost repartizat la stațiunea de cercetări Pomicule, la firma Velnița sau Căprița, cum se mai numea. Acolo însă, el când a ajuns, a găsit niște dealuri aride, pline cu râpi, cu ciulini, cu zgorghini și ca sediu administrativ era un bordei pe jumătate săpat în pământ. Dar fratele ăsta meu era un om foarte întreprinzător, cu inițiativă, cu spirit gospodăros. Și s-a pus pe treabă, a reorganizat totul până în cele mai mici detalii. A fertilizat solul, a improvizat o sursă de apă pentru irigat pe timpul secetos, a sădit pomi fructiferi pentru că acesta era, de fapt, obiectul activității, adică meri, peri, cireși, vicini, mă rog, tot ce era necesar. Apoi a construit tot felul de acareturi, magazii pentru depozite de fructe. Apoi a făcut și o distilărie pentru borhoturile care rezultau din fructele compromise. Și a făcut și un sediu administrativ care acum am înțeles că va fi transformat în muzeu pentru stațiunea Pomicule din Iași. Aveți o poveste picantă despre distilărie. Da, când eram într-o zi pe acolo, mi-a spus că a construit o facultate de limbi străine. Păi zic că cum se poate așa ceva? Și da, haideți să-ți arăt. Ce credeți că era? Un cazan mare de destilat borhotul, pe care îl numea el Facultatea de Limbi Străine, pentru că toți cei care treceau pe acolo, așa spunea el, li se încurcau limbile, adică nu mai înțelegeai ce spun, vorbeau în limbi străine, de unde și denumirea de Facultate de Limbi Străine. Însă, ca să revenim la povestea noastră, s-a apucat într-o zi să facă niște alei betonate. Și vreau să spun că aproape toate lucrările din
ferma respectivă, erau construite, erau efectuate cu oameni din partea locului, mai mult sau mai puțin percepuți, însă care rezolvau în mod corespunzător tot ceea ce era de făcut acolo. Și lucrau, l-a făcut betonul cu o betonieră legată la 380. La un moment dat aceasta s-a defectat, iar el s-a apucat să o repare, fără ca să fie specialist în domeniu. Presim că o să ne relatați o nenorocire. Nu chiar, dar putea fi. Dar știți cum este, totul este bine atunci când se termină cu bine. S-a produs un scurt circuit cu o flamă puternică, care l-a ars pe față, torace și pe mână. La una de mâini s-a produs o arsură puternică de gradul 2 și 3, adică se vedeau oasele prin plagă, metacarpul și falangele degetului mare, a policelui, cum se spune. Și vă dați seama că a fost o durere atroce. Iar oamenii din zonă au mulți vacile care pășteau pe câmp și practic l-au scăldat în lapte proaspăt de vacă, fapt care a dus la cedarea durerilor. Nu era pe atunci smurt cu elicopter și cu ambulanță la poartă, era mult mai greu decât astăzi. Și ce a făcut atunci mai departe? Mi-a dat seara un telefon și mi-a spus ce a pățit, mi-a povestit. L-am rugat să vină la Iași ca să se interneze, pentru că va trebui să facă în cele din urmă grefă cutanată. Însă mi-a răspuns că o să vadă el, că este ceva pe acolo și va încerca să rezolve problema și dacă nu va reuși, va veni la Iași. Dar știți că nu se poate face bine nici cu sila, cum nici iubirea nu-i cu forța. Ne-am întâlnit însă peste vreo câtva timp, câteva săptămâni, deși vorbeam destul de des la telefon. Bineînțeles că nu cu telefoane mobile, cum este asta. Așa, pentru că întâmplarea avea loc în 1975-76. Însă când l-am întâlnit, mi-a arătat mâna și fața și nu mai avea absolut nimic. Fusese toată fața plină de vezicule, deci arsuri de gradul 2. Una dintre mâini, care a fost cea mai afectată, avea o pată albă, dar fără cicatrice cheloidă. După arsuri, cicatricea cheloidă este acea cicatrice care se vede cumva inestetic, urât. Cum s-a tratat? Sau ce a făcut? Pentru că este foarte interesant ce spuneți. A luat un preparat care se producea empiric acolo, în zonă, cu care a rezolvat problema. Bineînțeles că nu era ce fel de preparat. În zona respectivă era un vraci local, cu multă experiență în tratarea arsurilor și a plăgilor de tot felul. Folosea un unguent cu proprietăți cicatrizante foarte, foarte eficient. Și dintr-un borcan, din ce a mai rămas după ce el s-a tratat, am luat și eu și am început să-l folosesc unguentul respectiv în diverse împrejurări. Iar una dintre aceste situații este demnă de toată atenția. Și am să vă spun, aveam un prieten pe atunci, mai trăiește și acum, este în America, domnul profesor Babi, profesor de chitară, de la care am învățat și eu câte ceva la chitară. Și nevasta lui a scăpat o oală de apă clocotită peste burtă, peste abdomen și membrele inferioare, adică peste picioare. Lucram pe atunci cu jumătate de normă la Parhon când s-a întâmplat această nenorocire. Am văzut-o și avea toată regiunea abdomenului, regiunea genitală, membrii inferioare, parte din fața acestora, pline cu vezicule cu lichid. Deci era o arsură de gradul 1 și de gradul 3 și necesita internare urgentă în spital, fiindcă arsurile întinse se complică și duc adesea la moarte. Oricât am încercat să o fac să înțeleagă acest fapt, nu a vrut, pentru că avea niște copii care, deși nu erau chiar mici, trebuiau totuși îngrijiți. Am rugat atunci farmaciștile de la Spitalul Parhon să facă unguentul respectiv cu ceara de albine și uleiul de floarea soarelui, căci despre asta era vorba, după rețeta pe care eu o aveam și care o îmbunătățisem între timp. Am pus-o și la antibiotic injectabil și problema s-a rezolvat. Acum, sigur că trebuie știut că fiecare gest terapeutic are anumite limite. A ieșit bine, dar putea să iasă și prost.
Iar cineva spunea că o prostie rămâne tot prostie, chiar și atunci când iasă bine. Ce altceva ne mai puteți spune despre acest produs cu proprietăți cicatrizante pentru arsuri și plăgi? Da, vreau să vă mai spun ceva în legătură cu acest produs, care este, mă rog, un aspect cumva nostim, dar interesant. Am fost într-un rând, acum un an sau doi, la Amare și desigur că am folosit acest produs după expunerea la soare. Și vreau să menționez faptul că dacă este folosit, este aplicat pe tegumente, atunci când acestea sunt înroșite de razele solare și demațiate cumva, pe parcursul, eu știu, a unei săptămâni de plajă, tegumentele rămân bronzate tot timpul. Da, o să spuneți că este o glumă, dar nu este o glumă. Și este foarte interesant, mai ales când te gândești că produsul este complet natural, are stabilizant și substanțe cu acțiune antioxidantă, dar care nu sunt parabeni, nu sunt substanțe chimice de sinteză. Am făcut de asemenea și un studiu non-clinic cu produsul respectiv, un studiu experimental pe animale, cu ștampila diatermică, așa se numește, sau termică, nu diatermică. Și în ce constă asta? Se înroșește o ștampilă metalică în foc, după care se aplică pe tegumentele animalului și se face o comparație cu o altă zonă care nu este arsă. După aceea s-au făcut rezultate anatomopatologice și s-a urmărit zona de epitelizare și efectele produsului, foarte, foarte eficiente și foarte bune efecte. S-a constatat că pe lângă stimularea proceselor de epitelizare a plăgilor, are și un rol de pansament ocluziv acest produs, atunci când este aplicat pe tegumentele arse sau pe plăgi. Trebuie spus că epitelizarea în cazul plăgilor sau a zonelor arse se face de la periferie spre centru sau din centru spre periferie, acolo unde celulele epiteliale se înmulțesc și progresează și acoperă zona fără stratul superficial al epidermului și fără derm, așa, deci zona denudată. Deci celulele epiteliale se dezvoltă și acoperă zona denudată. În timpul acestui proces apar muguri cărnoși. Acest mugur cărnoș, în momentul în care se aplică pansamentul, dacă acest pansament se aplică direct pe ei, pe mugurii cărnoși sau direct pe suprafața plăcii, ca să înțeleagă lumea mai bine, atunci, în momentul când se schimbă pansamentul, ei se rup, sângerează plaga și de fiecare dată ei se formează, se rup, se formează, se rup și se întârzie procesul de epitelizare. Așa că noi am adăugat peste unguentul respectiv o fâșie de hârtie nețesută celulozică, așa se numește, sau pur și simplu hârtie igienică curată. Aceasta se îmbimbă cu unguentul respectiv, protejează mugurii cărnoși, schimbarea pansamentului se face fără niciun fel de dificultate, fără sângerare, fără durere și evoluția este mult, mult mai rapidă. Aveți și ceva deosebit strict pentru doamne? Da, am făcut un produs superb pentru doamne care se numește crema Jetta. Și este o cremă făcută sau alcătuită în cea mai mare parte din extracte de plante și o grăsime naturală care se numește un clarifiat cu aromă specială. Este destinată îngrijirii zilnice pentru pielea uscată, iritată sau pur și simplu pentru întreținerea tenului. Produsul a fost foarte apreciat și foarte bine primit, inclusiv de doamnele pretențioase în materie de creme pentru îngrijirea tenului. Ca acțiune, această cremă poate fi echivalată fără niciun fel de reținere cu produsele cosmetice pretențioase și scumpe din afară. Însă această cremă considerată cosmetică este și un produs excelent, la fel ca și dermatrofenul, dar aceasta și mai bună, pentru bolnavii care fac chimioterapie sau radioterapie și care prezintă o dermatită secundară radioterapiei sau medicamentelor chimioterapice.
Crema realizează și hidratarea și înmuierea tegumentelor, precum și nutriția și refacerea epidermii și aduce un plus de alenare acestor bolnavi care au atâta nevoie de așa ceva. Și cine a verificat această cremă? Ministrul Afacerilor Interne. Pe cum Ministrul Afacerilor Interne? Soția dânsului. Ea este Ministrul Afacerilor Interne acasă. Am înțeles, și după dânsa ați denumit produsul. Da. Deduc din ce îmi povestiți că la dumneavoastră cosmeticele vin să completeze sau să contribuie la starea de sănătate. Da, pentru toată lumea ar trebui să fie un fel de un deziderat profesional. Însă noi, în afară de aceasta, am mai realizat și un alt produs excepțional, care este o apă de gură pentru igiena orală, pe baza unei formule de la firmă de la noi de acolo. Vreau să spun că igiena dentară deficitară este una dintre cauzele majore ale depunerilor de tartru dentar, pe care se grefează germeni microbieni, în special anaerobi, și care sunt responsabili pentru mirosul dezagreabil de la nivelul cavității bucale, precum și cauza infecțiilor dentare, cum ar fi parodontitele apicale, gangrenele dentare, care se pot croniciza și se pot transforma în infecții de focar. Iar infecția de focar a aparatului dentoparodontal, secundare unei igieni locale deficitare, duce la depunerea tartrului dentar și la realizarea plăcii microbiene dentare despre care am vorbit. Însă infecția de focar, ca entitate patologică, care a fost descrisă de Steffel în anul 1900, poate avea și alte localizări. Ea este deosebit de interesantă și de importantă, această infecție de focar, mai ales prin semnele pe care le are la distanță asupra unor organe, cum este inima, rinichiul, ficatul. Și mai puțin prin semnele locale, semnele prin care se manifestă, semne generale, care sunt nespecifice. Stărțul febrilă, oboseală, cefalee, somnolență, palpitații, pot fi dureri reumatice migratoare de la o articulație la alta, tulburări gastrointestinale. Și aceste tulburări, aceste manifestări pot apare periodic și este important de subliniat faptul, așa cum am arătat mai înainte, că afectează în special organele la distanță, inima, articulații, rinichii și ficatul. De altfel, infecții de focar sunt importante, mai ales prin răsunetul lor general asupra altor organe la distanță. Dar în afara influenței nefaste pe care o are o infecție de focar dentară, deci asupra altor organe din organism, mai are și un aspect inestetic extrem de urât, și anume infecția de focar dento-paradentală menține o halenă fetidă stânjenitoare pentru persoanele din jur și este rebelă la aproape toate mijloacele obișnuite de întreținere a igienei bucale. Trebuie menționat că această halenă urât-murăsitoare poate apărea sau poate reprezenta și un semn al unor afecțiuni gastrointestinale severe cu evoluție nefastă, cum ar fi neoplazia gastrică, neoplazia de colon. De aceea, persistența ei și după o igienă riguroasă impune prezentarea la medicul specialist pentru investigații suplimentare. Este uimitor cum te gândești că ai doar un pic de piatră pe dinți, cum spunem noi, și de fapt ai infecție ce poate afecta și alte organe. Da, infecția de focar are un răsunet important asupra întregului organism, iar patogenia sa interesează, așa cum am spus mai înainte, organe vitale din economia organismului, și anume inima, articulațiile, rinichii, ficatul, și care pot deveni victimele bolii de focar de origine dentoparodontală. Prin urmare, este important de aici că pentru a preveni infecția de focar și pentru o infecție, pentru o igienă dentară sau bucală corectă, să fie folosit un preparat cu puternice proprietăți antiinfecțioase. Noi am realizat această apă de gură, se numește Doradent, care are încorporat o substanță foarte răspândită, foarte simplă, așa, la prima vedere, dar care are acțiune antimicrobiană
100%. Este extrem, extrem de eficientă și nu dă niciodată rezistență microbiană. Deci toți germenii care se găsesc în cavitatea bucală dispar. Alte componente pe care le are acest produs realizează topirea sau dizolvarea tartului dentar, încât ar trebui folosită des apa de gură. Da. Așadar, nici o zi fără apă de gură. Da. Mai trebuie spus că pe lângă aceste beneficii pe care le-am arătat mai sus, mai face un lucru foarte bun și sigur. Vă scapă de vizitele la dentist, de cheltuieli suplimentare și mai ales de temuta freză dentară care trece prin dinte, dintele unde se lucrează și tremurând iese în partea cealaltă a capului. Iar cu această apă de gură, care este un produs cosmetic, se pot realiza deci tratamentul acestor infecții de focar și aici ia acest procedeu, această apă de gură folosită, vine ca să întărească proverbul latinesc mens sana in corpore sana, și care se materializează în această situație mai mult ca oricând. Mulțumesc, domnule profesor, pentru încă o lecție de viață și sănătate. Sper că sfaturile dumneavoastră să folosească telespectatorilor noștri. Eu mi-am ales deja produsul potrivit. Iar dumneavoastră, celor de acasă, mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm la o ediție următoare pentru a călători împreună cu domnul profesor Cristache Zanoschi pe calea succesului. Emisiune oferită de IRCON.